Bun găsit! Cu tema Romanitatea românilor, începe programa de BAC la istorie. Când vorbim despre romanitate, ne referim în principal la poporul și limba română, care au origine latină sau romanică. Se tratează în mod deosebit această temă, mai ales datorită faptului că, de-a lungul timpului, a generat teorii opuse din cauza unor motive politice pe care le vom descoperi împreună. Am structurat această temă în 7 puncte, fiecare fiind detaliat, astfel încât să aveți cât mai multe informații clare și sintetizate despre romanitatea românilor. Punctul 1. Vorbim întâi despre strămoșii românilor, adică despre traci, respectiv getodaci. Strămoșii noștri se numesc traci și au trăit atât la nord cât și la sud de Dunăre. Au fost un neam de origine indo-europeană ce a avut două ramuri. Ramura din nordul Dunării, cunoscută în izvoare sub numele de geți sau daci sau getodaci. Strabon, în ciuda celor două denumiri care există în izvoarele istorice, spune foarte clar că geții și dacii vorbesc aceeași limbă. Ramura sud-dunăreană a fost alcătuită din mai multe neamuri cunoscute în istorie sub denumirile de moesi, bezi sau odrizi. Noi ne axăm în continuare și detaliem informațiile despre getodaci, despre care știm că au fost organizați în triburi și uniuni de triburi care aveau reședința sau capitala într-o așezare fortificată. Denumirea acestei așezări fortificate purta de obicei terminația de dava și avem câteva exemple de astfel de denumiri de așezări fortificate, precum Capidava, Sucidava, Argedava. Evident că au existat și așezări care nu aveau această terminație, la fel de cunoscute în istorie, precum Sarmisegetusa sau Napoca Tibiscum. Religia getodacilor a fost politeistă, adică ei credeau în mai mulți zei. Izvoarele păstrează denumirea trei zei importanți, Zalmoxis, Gebeleisis, respectiv Bendis. În ceea ce privește structura socială sau stratificarea socială, getodacii trăiau organizați atât ca oameni liberi, denumiți comati, cât și nobili sau tarabostes. Numărul sclavilor este extrem de redus în lumea getodacă, nefiind o caracteristică. Principalele organizări ale statului getodac în istorie au aparținut regilor Burebista și Decebal. În secolul 1 înainte de Hristos, regatul lui Burebista a avut granițe foarte largi, mult peste teritoriul actual al statului român, care granițe se întindeau până la Tisa, Nipru și sudul Dunării. Este adevărat că în statul lui Burebista au intrat pe lângă getodaci și alte neamuri. Nu a avut însă conflicte directe cu romanii. După Hristos, regatul lui Decebal este cel care intră în conflicte directe cu Imperiul Roman, a avut granițele mult mai reduse față de cele care au fost pe vremea lui Burebista, însă statul lui Decebal, să știți că era mult mai omogen și era alcătuit majoritar din daci. Între timp, romanii cuceriseră zona din sudul Dunării, inclusiv Dobrogea, și organizaseră deja provincia Moesia. Cauzele care au dus la conflictele dintre daci și romani au legătură în special cu politica de expansiune a statului roman, atras în același timp de resursele economice ale dacilor, dar și amenințat de puterea militară a statului dac din timpul lui Decebal. Principalele războaie organizate de statul roman pentru cucerirea Daciei s-au desfășurat între anii 101-102, 105-106 și urmarea acestor războaie este că Dacia dispare de pe harta Europei ca regat, fiind transformată în marea ei majoritate în provincie romană, începând oficial procesul de romanizare. În afara Daciei romane, au rămas numeroși daci liberi, care au continuat să viețuiască, mai ales în zona Moldovei, cu Basarabia din ziua de astăzi, în Maramureș și Bucovina. Iată că a apărut un cuvânt nou, romanizare, și este important să înțelegem ce înseamnă romanizarea. Un fel de definiție, dacă vreți, poate să fie următoarea: faptul că este un proces istoric complex care constă în însușirea limbii latine vulgare, comune, a tradițiilor și obiceiurilor romane de către populația cucerită prin intermediul factorilor romanizării. Cu alte cuvinte,
cei cuceriți se transformă în romani, cu ajutorul factorilor romanizării pe care i-am enumerat succint: armata, veteranii, administrația, coloniștii, urbanizarea, religia și limba latină vulgară sau obișnuită. Romanizarea în spațiul nostru se realizează în trei etape. Romanizarea de dinainte de anul 106, când se organizează provincia romană Dacia, mai este numită și romanizarea neoficială. Avem apoi romanizarea oficială pe perioada existenței provinciei romane Dacia, între 106 și 271-275, moment când are loc retragerea aureliană, abandonarea provinciei Dacia de către administrația și armata romană. După 275 avem romanizarea dacilor liberi, care se intensifică odată cu dispariția graniței provinciei Dacia romană. Pe ecran aveți numerotați principalii factori ai romanizării. Cei evidențiați sunt cei pe care îi voi detalia și eu în ceea ce urmează. Imediat după cucerirea Daciei, romanii au adus în număr mare soldați, astfel încât primul factor al romanizării este armata. Pe teritoriul Daciei romane sunt aduse atât legiuni, precum legiunea 13-a Gemina sau legiunea a 5-a Macedonica, cât și trupe auxiliare. Diferența între aceste două denumiri de legiuni, respectiv trupe auxiliare, este dată de componența lor, și anume în legiuni avem soldați cu cetățenie romană, iar în trupe auxiliare sunt soldați care au fost recrutați în special din teritoriile nou cucerite și încă nu au în majoritate cetățenie romană. În total, pe teritoriul Daciei sunt aduși în jur de 55.000 de soldați pentru a putea organiza și stăpâni noua provincie. Aceștia erau cantonați în garnizoane sau tabere care poartă denumirea de castru. Pe lângă aceste castre apar așezări civile, adică sate ale locuitorilor rămași pe teritoriul noii provincii, așezări civile care se vor numi canabe. Granița provinciei a fost fortificată, adică întărită, prin construirea de castre, adică garnizoane cu soldați romani, și val de pământ. Granița aceasta fortificată poartă denumirea de limes. Veteranii sunt soldații pensionari care, odată ce și-au încheiat stagiul militar, în jurul vârstei de 45 de ani, dacă apucau această vârstă, erau lăsați la vatră, primeau o serie de recompense, funcții, pământ în proprietate, dreptul de a se căsători, inclusiv cetățenia romană dacă nu o aveau. Pământul pe care îl primeau era în zona unde serviseră în armată. În același timp, cu armata și veteranii, pe teritoriul Daciei romane se introduce legislația romană prin intermediul funcționarilor, adică avem de-a face cu al treilea factor important al romanizării, administrația. Inițial, Dacia este condusă de un trimis special al împăratului, care purta denumirea sau titlul de legatus augusti pro pretore, deoarece Dacia romană a avut rang sau categorie de provincie imperială, adică este condusă de un trimis direct al împăratului, împăratul însuși ocupându-se de problemele administrative ale noii provincii. Capitala Daciei romane va fi construită la aproximativ 40 de kilometri de fosta capitală a Daciei lui Decebal, va purta denumirea cuceritorului și va păstra și vechea denumire dacică. Pulpia Traiana Sarmisegetusa a avut numai puțin de 4 organizări administrative Dacia de-a lungul existenței de 165 de ani, adică inițial este o singură provincie, apoi este împărțită în două, după care va fi împărțită în trei, denumirile acestor trei provincii schimbându-se de-a lungul timpului. În continuare, al patrulea factor al romanizării, coloniștii, extrem de importanți, reprezintă populația civilă, vorbitoare de limbă latină, sunt aduși și fixați în noua provincie pentru a putea să controleze și stăpâni mai bine noile teritorii. Coloniștii sunt purtători ai culturii, tradițiilor și obiceiurilor romane și se organizează în special în așezări în mediul rural. Așezări romane
romane de tip vicus, pagus și canabe, respectiv villa rustica, ferme romane ale oamenilor mai înstăriți. Urbanizarea reprezintă construirea orașelor și unul dintre factorii pe care evidențiez importanța romanizării. Orașele în provincia romană Dacia au fost de două tipuri, de două ranguri, de rang superior și de rang inferior. Cele de rang superior poartă denumirea de colonia, de exemplu Ulpia Traiana, Drobeta sau Napoca, iar orașele de rang inferior au fost municipii precum Dierna sau Tibiscum. În ceea ce privește religia, inițial avem o religie politeistă adusă de cuceritori, religie politeistă pe care de fapt o au și cei cuceriți. Odată cu apariția creștinismului în Imperiul Roman, acest creștinism se răspândește inclusiv la nordul Dunării, el fiind adus în special de coloniștii și armata romană. Apar în același timp și niște fenomene religioase interesante, precum interpretatio romana, adică adorarea unor zeități locale sub denumiri romane, sau sincretismul religios, care reprezintă contopirea a două sau mai multor divinități de origini diferite, dar cu însușiri asemănătoare într-una singură. Și, într-adevăr, avem de-a face cu răspândirea creștinismului în limba latină. Romanizarea, într-o sintetizare, s-a realizat în etape, romanizarea neoficială înainte de 106, când populația de la nordul Dunării învață cumva spontan cuvinte, tradiții, obiceiuri romane. Avem de-a face apoi cu romanizarea oficială, atâta vreme cât provincia romană Dacia s-a aflat în componența Imperiului Roman din 106 până în 271, respectiv 275, când se încheie 100% retragerea aureliană. Ce a însemnat retragerea aureliană, de unde vine numele, de la împăratul Aurelian, care a decis ca provincia Dacia să fie abandonată, părăsită, din anumite motive. Desele atacuri ale migratorilor asupra graniței Imperiului Roman, provincia Dacia fiind din ce în ce mai greu de apărat, dar în același timp are legătură și cu faptul că începând din secolul al III-lea, Imperiul Roman a încetat să facă mari campanii de cucerire, intră în regres, se află în criză generală și începuse deja descreșterea teritorială a statului roman. Este adevărat că după 275, odată cu dispariția graniței Imperiului Roman de pe teritoriul nord-dunărean, a început o intensificare a romanizării dacilor liberi, care rămăseseră inițial în afara granițelor provinciei romane Dacia. Cea mai importantă urmare, cel mai important efect al romanizării este că a început etnogeneza românească. Romanizarea a fost un proces istoric irreversibil care a stat la baza etnogenezei românești. Ce înseamnă etnogeneză? Se referă la etnopopor, geneză, facere, cu alte cuvinte apariția unui nou popor. Unde, când, cum s-a format poporul român? Între secolele 2 și 8, la nord și sud de Dunăre, prin romanizarea tracilor de sud și de nord, la care se adaugă influențe migratorii, în special slave. Limba română este o limbă romanică, evoluată din latina populară sau vulgară și se formează în același timp cu poporul român. Avem cuvinte de origine dacică în aproximativ 10% din structura vocabularului, 60% cuvinte de origine latină, 20% cuvinte de origine slavă și 10% cuvinte de alte origini. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor am structurat-o pe secole și avem întâi secolele 7-13, 14-16, 17-18, apoi 18-19 și secolul 20.
Între secolele 3-13 se desfășoară marile migrații pe teritoriul Eurasiei, astfel încât izvoarele istorice, în special cele scrise, sunt extrem de puține. După încheierea migrațiilor, numărul acestor izvoare istorice scrise începe să crească. Totodată precizez că în secolul al VIII-lea s-a încheiat etnogeneza românească, iar în izvoarele istorice scrise, poporul român începe să apară menționat sub denumirile de romani, vlahi, valahi, volohi sau blachi. În continuare, romanitatea românilor în viziunea istoricilor din secolele 7-13 este prezentă în următoarele documente păstrate până în zilele noastre. În secolul 7, în tratatul militar numit Strategicon, locuitorii din nordul Dunării sunt numiți cu termenul de romani. În cronica turcească din secolul 9, Oghuzname, apare o țară a vlahilor. În lucrarea din secolul 10 a împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul, numită Despre administrarea Imperiului, locuitorii de la nordul Dunării sunt numiți cu termenul din nou de romani. În secolul al XI-lea, istoricul persan Gardizi, în lucrarea numită Podoaba istoriilor, spune despre poporul nostru că se află situat între Dunăre și un munte mare, cu siguranță referindu-se la Carpați. În secolul al XII-lea, Gesta Hungarorum, lucrare în limba latină, tradusă despre faptele ungurilor, sau cronica lui Anonymous, este izvor maghiar, care oferă informații despre autonomiile locale românești din spațiul intracarpatic din secolul IX. Această lucrare precizează existența celor trei voievodate românești conduse de Gelu Glad Menumorut, pentru ca în secolul al XIII-lea, în diploma cavalerilor ioaniți, să fie menționate informații despre organizarea economică și politică a spațiului dintre Dunăre și Carpați, viitorul stat medieval Țara Românească. Aici au fost precizate 5 autonomii locale românești, 2 voievodate conduse de Litovoi și Seneslau, 2 cânezate conduse de Ioan și Farcaș și Țara Severinului sau Banatul de Severin. Lista de izvoare istorice din acest slide este una minimală, mai sunt și alte izvoare istorice pe care eu nu le-am menționat în mod deosebit pentru a nu vă încărca excesiv. Am selectat câte un izvor istoric pentru fiecare secol important, cu observația că ultimele două izvoare, Gesta Hungarorum și Diploma Cavalerilor Ioaniți, vă întâlniți cu ele în capitolul autonomiilor locale și pe acestea este bine să le rețineți în mod deosebit. În secolele 14-16, romanitatea românilor în viziunea istoricilor este tratată în mod preferențial, având în vedere că s-a încheiat formarea statelor medievale românești și că se desfășoară luptele anti-otomane înscrise în efortul creștinătății împotriva expansiunii Imperiului Otoman, ceea ce a determinat o creștere a interesului, în principal interesul papalității, față de spațiul românesc. De asemenea, se desfășoară și fenomenul cultural al renașterii și interesul pentru trecutul istoric antic în special este accentuat în această perioadă a secolelor 14-16. Umaniștii europeni susțin în lucrările lor originea latină a poporului român. Am dat 3 exemple de umaniști europeni deosebiți: Poggio Bracciolini, Enea Silvio Piccolomini, viitorul papă Pius al II-lea, de la scrierile căruia ideea romanității românilor intră în circuitul științific european, și Antonio Bonfini. În spațiul românesc,
Umaniștii români pe care îi precizez sunt Nicolaus Olahus în spațiul intracarpatic, arată unitatea de neam, limbă și religie a românilor în lucrările sale, iar învățatul Sas, tot din zona Transilvaniei, Johannes Honterus, realizează o hartă pe care scrie numele Dacia peste toate teritoriile locuite de români, adică Transilvania, Moldova și Țara Românească. În secolul al XVII-lea, cronicarii români Grigore Ureche și Miron Costin susțin originea latină comună pentru moldoveni, munteni și ardeleni. Grigore Ureche în Letopisețul Moldovei scrie celebrele cuvinte: noi de la Râm ne tragem, Râm Roma. La fel, aceeași idee o susține și Miron Costin în lucrarea de neamul moldovenilor. Între secolele 17-18, stolnicul Constantin Cantacuzino continuă susținerea ideii originii latine comune pentru români, la fel și Dimitrie Cantemir în Cronicul Vechimii, iar în spațiul Transilvaniei, Ioan Inocentie Micu Klein, episcop greco-catolic, scrie Suplex Libelus, o amplă lucrare în care susține originea latină a poporului român. Ideile sunt reluate ulterior de școala ardeleană, Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuel Micu, care realizează la 1791 Suplex Libelus Valahorum, în care au reluat ideile lui Micu Klein, dar neagă celelalte influențe în formarea poporului și limbii române, susținând doar curentul pur latin al originii românilor, purismul. Între secolele 18 și 19 începe politizarea ideii romanității, care are loc în contextul luptei românilor din Transilvania pentru drepturi politice și naționale. Din secolul al XVIII-lea au apărut și ideile imigraționiste, conform cărora poporul și limba română s-ar fi format la sudul Dunării, apoi ar fi emigrat la nord, undeva prin secolul al XII-lea. Primii susținători au fost austrieci. După formarea Austro-Ungariei în 1867, când se produce accentuarea luptei românilor pentru obținerea de drepturi în Transilvania, Transilvania fiind în administrarea directă a Ungariei în cadrul Austro-Ungariei, are loc o upgradare a ideilor imigraționiste și Robert Rösler va formula teoria imigraționistă sau, cum mai este ea cunoscută de la numele lui, teoria rösleriană. Cel care îi va da replica științifică a fost A.D. Xenopol, care a redactat teoria continuității. În continuare, în acest slide, sub formă de tabel, am pus în oglindă teoria imigraționistă, respectiv teoria continuității, pentru a vedea denumirile lor, susținerea, reprezentantul, lucrările care au stat la baza acestor teorii și alți susținători. În oglindă, acest slide, zic că este foarte ușor de transcris și de reținut. Observați că teoria imigraționistă este sintetizată și publicată în 1871, iar teoria continuității sau autohtoniei a lui A.D. Xenopol în 1884. Argumentele acestei teorii imigraționiste, numită și pseudoștiințifică, pseudo însemnând fals științifică, sunt următoarele: dacii au fost exterminați în războaiele daco-romane. Pe partea cealaltă a slide-ului, unde avem argumentele teoriei continuității sintetizate, A.D. Xenopol arată prin dovezi logice, arheologice, toponime, hidronime, că avem de-a face cu o continuitate a dacilor după 106. Rösler vorbește despre imposibila romanizare în 165 de ani. Xenopol arată că romanizarea se produce în mai mult de 165 de ani în etape. Apoi se menționează că după 275 se retrag toți locuitorii din Dacia romană. Xenopol arată, de fapt, cine pleacă cu adevărat, anume armata, administrația și
este adevărat unicivil. Rösler susține că poporul român s-a format la sudul Dunării, aducând drept argument existența unor cuvinte comune în vocabularul limbii române, respectiv albaneze, și de asemenea menționează și influențele slave. Xenopol, dar și alți istorici au demonstrat că asemănările dintre română și albaneză rezultă din existența fondului lingvistic comun de origine tracică. Românii au revenit la nordul Dunării după secolul al XII-lea, adică după ce ungurii s-au așezat în câmpia Panoniei, lucru infirmat științific prin faptul că în absolut niciun izvor istoric nu se înregistrează, nu se menționează, nu se atestă o astfel de migrație care n-ar fi avut cum să rămână neobservată dacă s-ar fi produs. Și unul dintre ultimele argumente ale teoriei migraționiste, cum că lipsesc izvoarele despre români la nordul Dunării înainte de secolul al XIII-lea, este infirmat tocmai prin menționarea izvoarelor care atestă existența românilor la nordul Dunării, inclusiv în prezentarea mea ați observat o astfel de enumerare de izvoare istorice. Ca o concluzie, între secolele 18 și 19, romanitatea românilor a fost o adevărată armă de luptă politică și națională, care a stat la baza fundamentării ideii daco-românismului, care a contribuit la pregătirea marilor momente din istoria românilor care determină formarea statului național român, și anume unirea principatelor sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza la 1859, obținerea independenței de stat și unirea Dobrogei în 1877-1878, precum și Marea Unire, care se va petrece în 1918, ducând la încheierea formării statului național român. Sintetizând, o listă a susținătorilor teoriei continuității sau autohtoniei poporului român, în secolul al XVIII-lea avem în spațiul Transilvaniei pe episcopul Ioan Inocentie Micu Klein și școala ardeleană. În prima jumătate a secolului al XIX-lea avem generația pașoptistă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe Bogdan Petricei cu HD-ul și A. de Xenopol. În prima jumătate a secolului 20, Constantin Daicoviciu, Vasile Pârvan, Gheorghe Brătianu. În a doua jumătate a secolului 20 avem tratarea diferențiată a romanității românilor în funcție de perioada regimului comunist în care ne aflăm, respectiv perioada stalinistă și apoi național-comunistă. Detaliind, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, l-am menționat în continuare pe HD cu lucrarea Pieritau Dacii, în care demonstrează că dacii nu au fost exterminați după anul 106, și lucrarea Teoria circulației cuvintelor, în care face o adevărată demonstrație lingvistică, arătând că nu se pot formula fraze întregi din cuvinte de alte origini, ci numai din cuvinte de origine latină. Din cuvinte de alte origini nu se poate scrie nici măcar o propoziție. În prima jumătate a secolului 20 apar în special dovezi arheologice care susțin continuitatea românilor. Arheologi de frunte care depun eforturi în această direcție sunt Constantin Daicoviciu și Vasile Pârvan. Vasile Pârvan este cel care scrie monumentala lucrare Getica, făcând o sinteză a acestor izvoare istorice arheologice pe care le descoperă. Alți reprezentanți din prima jumătate a secolului 20, susținători ai teoriei continuității, fiind Nicolae Iorga și Gheorghe Brătianu. Romanitatea românilor în perioada regimului comunist este tratată diferit, astfel în perioada stalinistă sau perioada lui Dej, a avut loc o exagerare a rolului slavilor în etnogeneza românească, Mihai Roller susținând nici mai mult, nici mai puțin că romanii au avut statut de cotropitori. În perioada următoare, național-comunistă, perioada lui Ceaușescu, trecutul istoric este idealizat, romanii sunt considerați de data aceasta asupritori și se exagerează în schimb rolul
secolul dacilor. Apar totodată exagerări istoriografice. Se spune că dacii ar fi fost primul popor din lume, iar Nicolae Ceaușescu ar fi chiar un urmaș al lui Burebista, prin urmare apar idei protocroniste. Tema romanitatea românilor în ultimii 10 ani nu a apărut niciodată în subiectele oficiale de la bacalaureat nici din vară, nici din toamnă. În schimb, în ultimii ani, romanitatea românilor apare în subiectele formulate la nivelul inspectoratelor școlare județene la simulările județene.